Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișori, etalare pentru mai, aproximativ și iunie, dacă vreți 9-10 iunie sau chiar mai mult. Din seria cărților pe care am deșit să le folosesc la voi, a venit 2 de monede. Încercați să vă echilibrați. Probabil atenția asupra unui proiect, asupra unei persoane, asupra unei relații, asupra unei chestiuni, vă distrage atenția de la alta care se pare că e mai înaltă. Nu mă așteptam să zic asta, dar e mai înaltă sau vă oferă mai multe chestiuni. Vă oferă mai multe. Nu mă așteptam să zic asta, dar așa a ieșit. La capătul setului de cărți, asul de cupe, dragii mei, asul de cupe stă să se întâmple, îi plutește în aer, e nemanifestat. În curând o nouă dragoste se va manifesta sau vindecați de triunghiuri amoroase. 6 de monede și 3 de monede, vă vindecați de un personaj egoist care nu v-a văzut valoarea, regina de monede, și v-a pus în triunghiuri amoroase, 3 de cupe, da? 3 de cupe, 6 de monede, 3 de monede, da? Vă vindecați de acest personaj. Nu vă mai gândiți la acest personaj. În timp ce am amestecat setul de cărți pentru situația generală, dragii mei peștișori, a venit 6 de, nu 6, ci și fizic în 6, nu știu, deci a ieșit 6. A venit regele și regina de monede. Un cuplu de oameni căsătoriți. Am văzut și aici regina de monede, dar aici este valoarea voastră, care nu este văzută și nu apreciată din cauza cuiva care poate e căsătorit și deja are o soție. Sau poate, unii domni, sunteți cu o femeie care are deja un bărbat. Din acest motiv, cineva nu poate să aleagă între voi și altă persoană. Dragostea plutește în aer. Ce? Am mai plăcut ceva? Nouă de bâte, blocaje și totuși roata norocului. Aceste blocaje vor fi depășite și în primul rând vă depășiți voi. Blocajele, mergeți mai departe și dacă ieșiți în această stagnare, stați lângă cineva care deja este cu altă persoană, dacă schimbați direcția și viteza și direcția și intenția și atenția, cum am zis mai devreme, nu vă mai uitați la această monedă care vă atârnă, vă coboară, da? Uitați-vă la alta mai înaltă. Eventual cineva nu vă vede valoarea pentru că se uită la altă persoană care aduce stabilitate, nu știu ce alte chestii, confort. Deci în momentul în care schimbați direcția, atenția, intenția, se produce eliberarea de karmă, eliberarea de blocaj, eliberarea de așteptare și de stagnare și victoria. Frumos. Yes, yes, yes. Simple. Că tot e acolo zodia peștilor, da? Nu vă mai sacrificați, nu vă mai consumați pentru alții. Aveți înțelepciunea. Aveți înțelepciunea manifestată, aveți și cunoaștere și înțelepciune, dragii mei. Cine este să treacă prin noaptea întunecată a sufletului, să treacă. Dacă vor să vă întrebe, bine, dacă nu, tot bine. 9 și 10. 10 în general e roata norocului, dar aici se pare că este eremitul, care de fapt este aici, 9. 9 înseamnă Jupiter. Jupiter guvernează peștii. Peștii au o cunoaștere aparte a marii preotese. Dar trebuie să și școliți, trebuie să și citiți ca să vă exersați, antrenați înțelepciunea. Dacă cineva vrea să vină la voi căutând lumina și le puteți oferi, bine. Poate să fie și invers, dar vorbesc despre peștișori de bun simț. Interesant că am deschis iar la eremit, iar cineva cu felinarul în căutarea stelei, în căutarea luminii. Dacă nu vin, nu vă mai deranjați. Nu vă mai deranjați. Hai să iau totuși o carte și în fața voastră. Regele și regina de monede. Ar mai fi un mesaj, deși nu-mi place să vă creez iluzii, că sunteți, măi, drăgălași și sunteți în general prea, vă creați voi iluzii. Asta mai vă creez și eu. Să vă mai creez și eu, tocmai eu. Hai, mă. Când știți bine că țin la voi. Ar putea să fie dorința cuiva de a fi cu voi, dar... Repet, să vedem ce spun cărțile și dorința asta e una, realizarea e alta și tot așa. Crown. Asta e, sunteți singuri. Femeia singură. 7 de cupe. Ia uite-le, cum s-a așezat. Un personaj în cuplu, bărbat-femeie
7 de cupe, confuzii, opțiuni, care vă pune pe zona de options, da? Și voi singuri, eventual. Asumați-vă singurătatea și concentrați-vă, cum am zis mai devreme, cu monedele, nu pe gândurile negative, ci pe gândurile pozitive prin care puteți crea. Gândurile pozitive atrag emoții pozitive și emoțiile pozitive creează, manifestă monezi pozitive, manifestă stabilitate, gândul e important, masculin și feminin. Regina de aer, în general balanță, poate să fie și vărsător și geaman, dar gândurile, apropo de gânduri, trebuie să vă gândiți la integritatea voastră. Sau cineva se gândește la tentație, integritate, înțelepciune, la mai multe. Ar trebui să se gândească. Iac, nu șterge, nu șterge, asta e de la desenele mele, nu arde. E interesant. Ceva se arde, o parte din karmă se arde. O parte din karmă se arde. Hai să vedem, peștișori. Urmați-vă calea cu noblețe, gândiți-vă la lucruri frumoase, înalte, aveți opțiuni și apoi cupe pot să reprezinte și opțiunile voastre. Dragii mei, dintre toate opțiunile, fiți voi cea mai importantă, da? Această femeie singură s-a pus pe primul plan și a ales să gândească pozitiv. Și și-a asumat și sigurătatea și înțelepciunea și experiențele și părul cărunt și ridurile și cearcănele și mai ales experiența de viață. 6. 6 e casa muncii, a lucrurilor de zi cu zi, a fecioarei, a serviciului. Această femeie se pune în slujba altora să le arate calea în întuneric, apropo de wisdom. Interesant. Vorbesc pentru cineva, nu știu pentru cine vorbesc. Ia uite, iar apare 6 de monede. Mai, dacă cineva nu are timp de voi, nu vă mai bateți capul. Dacă aveți nevoie de sponsorizări, de ajutor financiar, probabil că va veni, dar magicianul, marea preoteasă și 9 de cupe și 5 de spade. Voi știți că ați fost păcăliți. Știți că există conflicte în familia cuiva, poate chiar și a voastră. Știți că ați fost cineva a fost părăsit în familie și din cauza asta are această tendință. Din cauza că a fost abandonat, are această tendință de a răni și de a abandona pe ceilalți. Este ego-ul cuiva. 5. Da, și 5. Poate și al vostru, al unora, dar vorbim de cineva. Aveți această intuiție. Repet, cunoașterea. Aveți înțelepciunea, măi. Și asta v-a învățat să manifestați dragoste față de voi, încredere în voi. Speranțele voastre se vor manifesta. Știți că se vor manifesta. Din acest motiv este foarte important să sperați. Și speranța cum vine dacă nu orientându-vă gândul negativ spre cel pozitiv. Gândul. Atenția. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendentul, nordul, peștișor, odată. De două ori. De trei ori. Ia uite, lumea, unul capitol. Poate o chestiune la distanță pentru unii dintre voi. Distanță mare. Când vorbim de lumea, vorbim de distanță peste hotare. De relații online. Pentru unii. Ia să punem așa. Stați o lecuță. Eu ajung la un cap, când fac zodiile pe etalele pe zodii, ajung la un punct în care nu mai m-am săturat de ordine. Încep să le mai schimb pozițiile, așa că o să fac acum pești și o să fac și vărsătorul și capricornul. Cavalerul de cupe în trecut, 9 de cupe și... Wow, ce de cupe, măi! Măi, ce de cupe! Interesant! Dacă ați ajuns unii dintre voi la un grad în care vă iubiți cu seninătate, vă apreciați, cred că ați ajuns. Ați înțeles că sunt importante gândurile, gândurile voastre și emoțiile. Am zis, gândurile merg mână-mână cu emoțiile. În trecut ați avut, doamnelor, doi bărbați. Să zicem, sau două personaje, bărbați, femei, nu contează. Un personaj mai tânăr decât celălalt, un mai aproape de vârsta voastră, mai matur sau poate peste, variază de la om la om.
Într-o formă sau alta, ori pe amândoi i-ați iubit, o să vedem la clarificări, ori amândoi v-au iubit într-o formă sau alta. Interesant, 9 și cu 10, 9 și cu 10, cu amândoi o persoanele, ați fi putut să ajungeți la un anumit grad de saturație emoțională, să zic. Saturație emoțională. V-am pus lumânărică roșie cu aromă de fructe de pădure. Beau ceai de imunitate. Întăriți-vă emoțiile și caracterul. Haideți să vedem. Wow, 4 de bâte! Hai mă! Soarele, sunteți nebuni! Ah, ce frumos, trebuia să-ți fi făcut bonusul ăla. Și 5 de monede. O să renunțați la cineva ca să fiți cu altă persoană. Deci în prezent aveți soarele, aveți trezire spirituală, vă iubiți. Cum am zis mai devreme, 9 și cu soarele. Vă iubiți și vă atrageți flacăra geamănă. Și sau flacăra geamănă, 4 de bâte, dar poate să fie și sufletul pereche, unul dintre cei doi. Dacă cineva v-a lăsat de izbeliște, nu are timp de voi, am zis, pentru că are o relație stabilă, so what? Ascultați Pink. Aduceți-mi aminte să pun videoclipul de la Pink. So what? I'm a rock star. Poate cineva este o vedetă, și, eu știu, e pe care să devină vedetă. Și nu-i pasă de faptul că este trădată de o anumită persoană, adică nu-i pasă. Îi pasă pe moment și pe urmă îi trece. Pentru că știe că așteaptă un viitor glorios, strălucitor. 4 de bâte sugerează și întâlnire cu prietenii și evenimente frumoase acasă. Poate unii dintre voi, cu Mercur retrograd, începe să vă aranjați casa. E timp bun, mai ales că este în sub zodia Taurului, da? Taurul care ține de casă, de posesiuni. Și aici e o casă. Poate vă aranjați casa, vă faceți mai frumoasă ca să vă vindecați de abandon, să vă vindecați de un sentiment, poate chiar de sărăcie. Știți cum e? Că nu trebuie să ai multe lucruri în casă ca să dai, să creezi senzația, emoția, gândul de, zic asta, emoția și gândul, de stabilitate și de armonie. Nu trebuie. Uitați-vă la minimalismul asiatic, ce frumos e. Dar e frumos în prezent. 10 de monede. 5 de spade și Marea Preoteasă. Interesant. Fericirea voastră atrage invidiile cuiva. Unora cuiva, atrage, da? Invidiile cuiva sau ale unor personaje. Ale unor personaje care probabil nu pot fi, nu știu, nu pot să iasă în evidență așa cum ieșiți voi, unii dintre voi. E un eveniment public la care vă veți simți foarte bine în prezent, aproximativ în această perioadă. Veți merge la un eveniment, la un restaurant, la ceva, vă veți întâlni cu cineva, un dating, ceva, încercați. Și vă veți simți foarte bine acolo, veți ieși în evidență sau cineva vă va vedea într-un mod special. O să și clarific. În viitor, poate aveți voi invidii acasă. Sunt și cazuri de-astea o grămadă. Știu ce e aia. Dacă aveți un succes, țineți-l mai departe de gura lumii. Marea Preoteasă. Oh, și magicianul, interesant. Veți manifesta ceva nou. Ah, 6 de cupe! Cineva vrea să se împace cu voi? Da, vrea să se împace cu voi. Interesant. Vrea să se împace cu voi pentru că este foarte mult dor de voi. O să vedeți în viitor cine e în viitor. Persoana pe care o abandonați în această perioadă va veni să se împace cu voi. Pentru că își va da seama că acolo unde s-a dus, iar o distanță aceasta este mai mică, nu este musai peste hotare. A încercat să se detașeze de voi, a încercat să se detașeze de relație și a dat de un izvor gol. Izvorul invers. A dat de cineva care are sufletul gol. Asta e izvorul. Sufletul gol care nu conecta la divinitate, nu-i conecta la sursă, nu are bucurie, da? Și le-a dus mai neplăceri, dezamăgiri. Cu alte cuvinte, cine v-a pus, v-a abandonat,
va trebui să suporte karma la un moment dat. Dar hai să vedem ce mai este. Da, 7 de spade, minciunele. Valetul de cupe. Da, cineva nu vrea să-și ceară scuze. Are tendința să mintă, să fugă, să se fofilească. Nu vrea să-și ceară scuze. Sunt multe secrete, ia uitați. Multe secrete. Poate legătură cu o mamă, cu soție. Uh-huh. Dar mai este și altceva. Cineva vă vede într-un mod foarte special, dar nu spune. Nu spune, băi, nu spune. Și pentru că nu spune, nici nu se manifestă. Și dacă nu se manifestă, e ca și când n-ar exista. Dar cred că are legătură cu aceste jocuri mentale. Acum mai văd o romanță cu cineva care probabil este căsătorit sau are o familie mai... Poate nu fi soția Regina de Monede, dar poate să fie mama cuiva. E o relație așa mai... Educație. Da. O romanță în trecut. Și dacă voi... Am zis, e o relație aici. Căsătorie sau mama cuiva. Mama copiilor. Chiar dacă nu mai e căsătorie, e mama copiilor. Mm. Dacă v-ați întâlnit în această perioadă cu acest personaj pentru că a simțit romantism într-o formă sau alta față de ei și ați înțeles că totuși trebuie să alegeți. Să vă alegeți pe voi. Trebuie să alegeți să străluciți, nu să fiți o opțiune în viața cuiva. Apar invidiile, ori fosta, ori mama cuiva, ori prietenii, ori familia voastră, ori familia lor. Apar invidii. Imediat clarific. Dar nu contează. În momentul în care vă concentrați pe voi și pe misiunea voastră, pe soarele vostru, cum degajați căldură, creativitate. Soarele e super creativ. E casa 5 a leului, a creativității, a artelor, a dansului, muzicii, poeziei, copilăriei. Da? Dacă vă concentrați în prezent pe această energie, veți atrage un personaj care vă vede, vă simte, 6 de cupe, vrea să manifeste dragoste, nu a arătat dragostea, o simte de mai mult timp, din niște motive, poate financiare, poate de relație, a avut ei probleme în relațiile lor, secrete într-un fel sau altul, le veți afla, vi se va spune magicianul, vă vor comunica. În momentul în care vor vrea să se reconecteze la voi, să se împace cu voi, vă vor spune de ce motive. Nu v-au exprimat dragostea aceasta. Hai să vedem la clarificare. Ah, ce frumos s-a oprit la 10 de cupe! Măi! Un personal super, super, super pasional și încrezător este foarte atras și nu doar atras. Se vede împreună cu voi. Chiar se vede. Se vede în acest vis. L-are așa în fața ochilor și vrea să-l și materializeze cu 3 de monede. Da. Are o familie care probabil participă într-o formă sau alta, influențează, posibil. Dar are și multă pasiune pentru voi. Și vrea să se întâlnească. Hai să vedem. Cavalerul de cupe întrecut pentru peștișori. Într-un mod neașteptat, cineva probabil și-a făcut prezența în viața voastră printr-o declarație. Mă, asta e declarație de dragoste trăsnet. Vi s-a întâmplat vreodată? Mie mi s-a întâmplat. Cavalerul de cupe, super romantic. Sau cineva s-a îndrăgostit hotărât într-un brusc. Cavalerul de cupe și trăsnetul. Dragoste la prima vedere. Ia uite, 3 de cupe, asul. Împărăteasa judecata. Cineva v-a văzut, da? Probabil că trecea printr-o criză, printr-o transformare bruscă și v-a văzut. Și ați făcut să renască așa la o altă viață. Să simtă dragoste, pasiune, bucurie. Împărăteasa asta înseamnă dragoste. Mai ales dacă sunteți femei care ați lucrat înspre creșterea voastră spirituală, aura voastră se simte. Și totuși, o dragoste ca un trăsnet, dar și separarea probabil a apărut o separare. Vedem 9 de cupe. Nu de cupe.
sunt multe. Da, sunt multe. A trebuit să așteptați după această separare. 9 de cupe, te rog frumos. Mă, iad, multe. Magicianul, cavalerul de spade, iar declarație, comunicare foarte impulsivă, care a creat conflicte. În primul rând, interioare. Interioare în interiorul celui care declară, dar poate că și în interiorul vostru. A atras invidii, a atras gelozii. Și de ce ați atras această declarație? Pentru că vă iubiți, pentru că fiind într-o anumită vibrație, n-aveți cum să nu vă iubească oamenii. Ce ar mai fi? Da, ia, interesant, acest personaj a vrut să se întâlnească cu voi, să vă ofere ceva, dar au intervenit niște chestiuni. 5 de spade, iar invidii, discuții, influențe negative, nefaste. Poate un soț, poate un tată, o figură masculină foarte tradițională. Și din cauza aceasta, această declarație și acea dragoste trăsnet, probabil că a apărut o manipulare. Da, în această manifestare, interesant, în manifestarea acestui vis, acestei iubiri trăsnet, au intervenit bârfele prietenilor. Aha, prieteni, vecini, cunoștințe și bârfe. Cavalerul de spade poate să fie foarte nefast prin felul în care comunică. Și a afectat această stare și a voastră de confort emoțional și de încredere și a potențialului respectiv. Înțelegeți, da? Regele de cupe. Ar putea să fie un alt semn de apă, pești, drac, scorpion. Regele de cupe. Regele de cupe iubește foarte profund, dar nu arată. Ia uite, 8 de monede. Probabil acest personaj a preferat să se concentreze pe muncă, pentru că n-a mai putut să exprime. A exprimat, o fi încercat să exprime ceva, dar a intervenit. Niște manipulări, niște. În acest vis, 9 de cupe este un vis pe care să se întâmple, să se realizeze. Regele de cupe și 8 de monede. Acest personaj, cu toată dragostea pe care a simțit-o față de voi și n-a putut să o exprime, s-a concentrat pe muncă. Eventual, poate, e un alt personaj cu care v-ați mai întâlnit la locul de muncă, al unuia dintre voi, posibil și asta, al lor sau al vostru. Da, a simțit foarte multă dragoste, poate să fie o nouă dragoste acesta din trecut, să fiți între două personaje. Și această nouă dragoste și aceasta se întâmpină în discuții. Și personajul în sine se trebuiască să aleagă între a pune blocaj prin muncă, prin izolare în muncă, da? Și a exprima dragostea, dar a preferat eventual să se cufunde muncă, ia uite. Iar... O figură masculină foarte tradițională, foarte căsătorit, cum am văzut aici un cuplu, foarte căsătorit, așa îmi place mie să zic uneori, pentru că această căsătorie e dusă la extrem. Patru de bâte pentru peștișori, în prezent, patru de bâte. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în pești, patru de bâte în prezent. Ar putea să fie. Hai să vedem. Patru de bute. Patru de bute. Patru de bute în prezent. Momente frumoase. Poate că aveți o reușită. Într-o formă sau alta. Și cu soare, ia uite. Nouă de bute. Cineva încearcă să vă blocheze bucuria, întâlnirea cu sufletul geamăn? Da. Dacă știți, vă cunoașteți flacăra geamănă, sufletul geamăn, cineva încearcă să blocheze această întâlnire.
Pe de altă parte, s-ar putea să aveți voi niște probleme acasă, unii dintre voi. Posibil și asta. Da, cine, ce blochează? Blochează căsătoria cuiva. Ia uitați, căsătoria, mare preot, cine, semna, cine te căsătorești dacă nu preotul, soția sau mama și cavalerul de monede. Lucrurile se dezvoltă foarte greu din cauza acestor blocaje. Deci, ca așa se întâmplă, știți, vă, cu flăcările gemene. Cam așa se întâmplă. Unul e căsătorit, altul e liber. Sau amândoi sunt căsătorit și trebuie să renunțe la vechea construcție ca să formeze un alt cuplu, o altă construcție bazată pe dragoste, pe autenticitate, pe bucurii, pe reușite, pe pasiune, pe chestii de-astea, știți? Mai dăm pe 9 de bâte o carte. E extraordinar. Căsătoria cuiva, mai și apare și aici. Familia cuiva, poate și a voastră, poate și a lor. Familia cuiva blochează realizarea unei alte familii, unei alte case, dar unui alt cuplu. Dar, repet, cuplul acesta este de foc, are o misiune, are ceva special de creat în lumea asta și nu o să fie blocat la infinit. Interesant, poate sunt și chestiuni apropo de casă, dacă aveți niște blocaje, aveți de depăși niște chestiuni care țin de moșteniri. Dar, într-adevăr, e un bărbat căsătorit aici. Da. Regele de monede și patru de băte. Și regele de spade. Personaj foarte rațional, pragmatic. Și diavolul. Căsătoria aceea tehnică. Tehnică, nu vreau să zic toxică, dar e și tehnică. Probabil că e tehnic. Unul dintre ei e tehnic. În fine. O legătură toxică. Niște dependențe, niște secrete, da? De care trebuie să se vindece ca să poată manifesta fericirea. Interesant. Nu degeaba a venit regele de monede cu regina de monede, cu nevastă sa, cu maică sa. Scuzați-mă. Asta e fiecare cu bagajele sale. Soarele. Zecenul de monede poate să fie și jobul, dar v-am arătat cărțile să vedeți că sunt semnale foarte multe care atrag atenția înspre o căsătorie sau familia din care face parte unul dintre voi, tradițiile, cultura, educația din care veniți. Soarele. Patru de cupe. Nu acceptați nimic decât soarele, decât ce vă aduce fericirea. Jumătăți de măsură nu mai acceptați. Dacă faceți acest lucru, va veni cineva să vă cucerească, să-și împărtășească atracția pe care o simte față de voi. Posibil cineva se simte foarte fericit în preajma voastră, dar nu arată, pentru că are acea familie în preajmă și refuză fericirea. Poate și voi refuzați fericirea pentru că știți că sunt ei căsătoriți, poate și ei refuză fericirea pentru că altfel o puneți în triunghi amoros, da? Și nu cred că asta vezi. De-aia apare și abandonul. 5 de monede, te rog frumos, în prezent, 5 de monede. Peștișori, 5 de monede. Nu vă simțiți abandonați. Faceți artă. Faceți lucruri frumoase. Conectați-vă la sursă, la soare, la lumină, la culoare, la voie bună. 5 de monede. Ia uite. Interesant. Regina de bute, dar pe. E o femeie geloasă aici, regina de bute. De ce e geloasă? Nu știu. Din cauza acestei femei geloase, probabil cu marcaj, nu zic musai zodia leului, dar marcaj în zodie de foc. Și am văzut și aici a nouă de bâte, da? Acest personaj, sau, da, regina de bâte înseamnă ori o femeie geloasă, ori o femeie care nu are încredere în ea, ori o femeie care își folosește sexualitatea într-un mod negativ, ori o amantă, ori, sunt multe. Sau soție cu mai puține calități de soție, da? Da, sunt niște chestiuni.
Justiția, interesant. Balanță pentru unii, cu regina de spade și justiția. E un personaj căsătorit într-un contract aici. Și dacă se pune în discuție acest contract, cealaltă persoană, în mod special femeie, are crize. Crize de gelozie, probabil că am mai avut și înainte, cum se vede, apare și în prezent. Sunt niște... Acum. Hai să mai clarificăm un altă patru de cupe pe soare. Vor cum refuzați. Bine, ar fi să refuzați să fiți în această situație. Da, hai, mai dăm pe patru de cupe. Mamă, ia uite așa a venit. Dar le pun că sunt multe. Ia uite așa a venit. Diavolul, soția egoistă cu secrete, diavolul, căsătoria toxică, Patru de cupe, trebuie frumos o clarificare pentru patru de cupe. Așa, încheiați capitolul. Încheiați capitolul și concentrați-vă pe soarele vostru, pe asul de bâte, pe un nou proiect, o nouă pasiune, un nou hobby. Blocați această situație care vă blochează, situația în sine vă blochează, misiunea spirituală, vindecarea, creșterea spirituală, ia uite. Întâlnirea cu sufletul geamăn. O blochează, o amână. Ce va fi să fie, va fi. Veți trăi și veți vedea deocamdată, concentrați-vă. Concentrați-vă pe un nou proiect, pe o nouă pasiune. Să-și rezolve fiecare problemele, da? Lumea. Cred că am văzut parcă și mai devreme lumea. De-aia sunt și minciuni. De-aia cineva fuge și de scuze. Da? Sunt niște blocaje. Doi de spade, vedeți? Doi de spade. Blocați confuziile, secretele, da? Și aici doi de spade, da? Alegeți. Între asta, obsedați, legați de aceste gânduri față de cineva sau a manifesta libertatea, asul de bâte. Interesant. Poate că regina de bâte să fiți voi neavând încredere în voi. Varianta asta se poate. Să n-aveți încredere tocmai pentru că v-ați simțit abandonați din cauza cuiva care nu are timp de voi. Să n-aveți încredere în voi. Hai să vedem. Dar există și prima variantă de care am zis, femeia geloasă. Pentru că aici este un as de bâte care trebuie manifestat. Poate că sunteți în curs de reinventare. Încă o carte pe regina de bâte și 5 de monede pe rufă. Uf! Interesant. 8 de monede de bâte invers. Lipsa de comunicare cu cineva. Vă face să vă simțiți abandonați și eventual să vă pierdeți încrederea în voi. Dar, băi, nu știu, aveți aici un rege de bâte care vă e suflet pereche. Poate el nu poate să vină, poate el nu are încredere. Ar mai fi ceva. Ar mai fi foarte ceva. Wow, îndrăgostiți și zice. Dacă v-ați îndrăgostit de cineva căsătorit, da? Care nu e prea fericit cu 5 de cupe în căsătoria sa, stați pe loc în această dragoste. Stați pe loc. Puneți punct acestei povești, chiar dacă e flacăra voastră geamănă, puneți punct acestei, da? Flacăra geamănă, puneți punct acestei povești, pentru că există un suflet pereche care este mult mai potrivit pentru voi și voi trebuie să vă regăsiți energia, încrederea în voi. Și trebuie să învățați să puneți 8 de bâte invers, mergem spre 7 de bâte, care pentru mine 7 de bâte pune granițe personale în fața celor care au tendințe egoiste, au tendințe geloase, au tendința de a vă lăsa ca apoi iar să-și facă timp de voi 5 de monede, chestii de genul ăsta. Ia mai dăm o parte. Da? Și dacă puneți granițe personale și vă regăsiți încrederea în voi, puteți să atrageți acest suflet perechi care este pe dar voi și deși voi trebuie să fiți pe măsura lor și știți cum e. Nu se poate un rege de bâte și o regină așa mai într-o parte. Nu. Hai să vedem totuși. Mai dăm o carte. Eventual cine nu are încredere să vină spre voi, lăsați-i ca să nu vă pierdeți voi încrederea în voi așteptându-i pe ei. Mai dăm o carte pe acest regina de bâte și 8 de bâte și
5 de monede. Eventual cineva va... Aha, am înțeles. Cineva în această perioadă alege, nu va alege pe voi, alege un alt personaj. Dar cu care nu poate să meargă mai departe. Cu care se blochează. Da. Mai dăm o carte pentru Regina de Bâte. Așa, a canat și cu 8 de bâte. Dar, repet, rămâne valabilă și chestia asta cu încrederea în voi, măi. Nu vă... Să nu vă lăsați afecta soarele. Nu vedeți? Soarele este afectat de depresiile cuiva și problemele cuiva. Nu, puneți capăt! Lăsați soarele să strălucească. Iau exact ce am zis, mai 7 de bâte. Blocați pe cei care sunt geloși, pe cei care n-au încredere, pe cei care vă afectează încrederea, da? Împărăteasa. Și investiți în voi, în creșterea voastră spirituală, în abundența voastră. Interesant, iar apar două cărți care exprimă drumuri. Cineva vrea să facă un drum sau voi trebuie să vă detașați de această poveste, să sperați, trei de bâte înseamnă speranță, că va fi iar soare, că este soare, că aveți soare, da? În voi, că aveți lumină, că aveți dragoste, că aveți frumusețe. Clarificăm 10 de bâte, de monede, pardon, în viitor. Dacă cineva are pe altă persoană, în detrimentul vostru, sau... Stați în pace. 10 de monede, 4 de monede și împăratul. Și împăratul, bă, probabil că e bărbatul divin, flacăra voastră geamănă, și marele preot. Aici sunt niște tradiții, aici sunt niște... E un personaj încăpățânat, educat, să țină la aceste tradiții mai mult decât e cazul. Mai mult decât e cazul. Dragi, lăsați-i, pentru că apare, ia uitați. Apare o nouă dragoste, eventual. Poate că ei sunt flacăra voastră geamănă și sunt și încăpățânați, au și multă pasiune, dar nu știe ei să decidă. Dar e problema lor. Ia, 5 de spade. Sunt foarte stricți. Niște reguli foarte stricte în familie, în educație și în căsătorie. Și nu vreți să fiți căsătoriți cu asemenea oameni? Vă asigur. 5 de spade. Poate să fiți căsătoriți cu altcineva care știe să se bucure de voi, să vă aprecieze. 5 de spade, valetul de cupe. Cineva ar trebui să-și ceară scuze. Mă cam îndoiesc. Da? Pentru jocurile mentale pe care le practică. Mă cam îndoiesc. Apare și puterea. Din ambiție. Din ambiție. Dar e un adevăr. Se va ajunge la acest adevăr. Se va ajunge la acest adevăr. Poate că își va cere scuze. Că a făcut jocuri mentale, că a bârfit, că a creat diferite strategii. Poate că își va cere scuze. Dar nu ne batem capul cu așa ceva și vă recomand să nu vă bateți cap. Nu. Cine să-și ceară scuze, își ceară. Își cere, pardon. Poate că cineva manipulează cu un copil acolo. Interesant că avem aici atâtea cărți care țin de restricții, de tradiție și de familii. Poate cineva manipulează, 5 de spade pentru noi, cartea manipulărilor mentale, verbale, argumentelor, certurilor pentru copii. Valetul de cupe. Dar, be... Clarifică marea preoteasă. Ce va fi al vostru, va fi al vostru și va fi bine. Va fi frumos. Extraordinar, ce frumos! Am zis, nu știți. Nici nu veți ști când se va schimba energia. Aici este marea preoteasă, asta înseamnă. Intuiți unele doamne care lucrează cu, da, cu voi, da? Intuiți. Sau și domn, da? Aici e intuiția noastră. Marea preoteasă. Intuiți că se va schimba energia și veți merge spre vindecare, veți merge spre împlinirea tuturor dorințelor, veți merge spre misiunea voastră și, dar nu știți, vă zic eu, nu știți că atunci când se va schimba, când va fi timpul și se va schimba energia, va veni o persoană foarte importantă. Steaua. Foarte importantă. Poate că și voi veți deveni importante sau importanți în viața multora. Este posibil și asta? Sau și ambele? Ideea este că la un moment dat
E o expresie în Biblie. Da, în fine, nici nu știți când vine timpul acela de vindecare, de a fi, de a străluci. Dar, dacă nu veți străluci voi, va veni cineva. Interesant. Ce mai simt? E pe această diagonală. Poate voi ați refuzat cândva o persoană importantă și n-ați știut că e o persoană importantă? O persoană la distanță? Sau poate online? Poate voi ați refuzat? Dar, cum să zic, nu, din punctul meu de vedere nu poate fi considerat karma atât timp cât voi nu știți cine era personajul și care erau intențiile. Da? Ceva apare, are legătură cu acest cavaler de cupe și turnul, pe această diagonală. O reîntâlnire, aș spune, cu cineva cu care ați încheiat un capitol, pentru că se deschide un nou capitol și îl deschideți oarecum cu timiditate, pentru că a trebuit să învățați să puneți blocaje în fața celor care nu vă apreciază, care nu vă acordă atenție, care vă pun în situații neplăcute. A trebuit să munciți cu dragostea voastră. Da, interesant. Și apoi apare magicea, nu manifestarea unei împăcări a unui suflet pereche cu care ați mai fost și ați avut casă, interesant, case în alte vieți, ați fost împreună. Poate ați fost într-o viață frați, într-o viață ați fost soț și soție, într-o viață, nu știu, colaboratori, prieteni cei mai buni, best friends. Trebuie și pe magiciană carte, dar va fi un nou început și o împăcare cu cineva foarte important în viața voastră. Și dacă flacăra geamănă nu a devenit suficient deschisă către spiritualitate, este problema lor, poate găsiți un suflet deschis care este mult mai deschis către, un suflet pereche vreau să zic, care este mult mai deschis către spiritualitate, către lucruri optimiste, plăcute, către bucurii. Magicianul, te rog frumos. Dar trebuie să încheiați acel capitol. Magicianul, te rog frumos, pentru că știi și eu. Nu mă încadrez, am zis că fac 30 de minute, iar am ajuns la 40. Magicianul, cine vrea să se împace cu voi? Iar apare Marea Preoteasă, extraordinar, de două ori Marea Preoteasă, e secret, e surpriză, cineva de la drum. Cineva de la drum tot speră că va fi cu voi. E secret, e surpriză. Da, e un adevăr, vrea să construiască ceva, interesant, 6 de cupe. 10 de cupe, da. Telepatie simte că sunteți deja, poate în 5D sunteți deja împreună și fericiți. În 3D încă mai are niște chestiuni legale de discutat, își dorește să discute și cu voi. Ce simțiți unul, ce simțiți celălalt? Sau își va dori, da? Să construiască cu voi și să vă ofere. Nu știu, să exprime cât de prețioși sunteți sau prețioase. Să vă ofere un dar, să construiți ceva. Frumos, măi! A, pentru peștișori, că tot a fost Neptun și Jupiter. Ha, îmi sfătulesc pentru peștișori. Am zis că fac un bonus, mă. Pot să-l mai fac? Hai, că n-are nicio problemă dacă îl fac săptămâna asta. Ah, sunt multe mai. Ia uite, make time for self-love. Faceți-vă timp pentru dragoste față de voi. Deschideți-vă către schimbare, lăsați capitolul acela cu personajul care e ocupat, da? Care nu are timp de voi, și analizați situația. Mă, e cazul să vă implicați? Nu, deschideți-vă către schimbare și faceți-vă timp pentru voi. Da. Onorați-vă sentimentele, simțurile, ce simțiți, dar între timp și blocați oamenii, situațiile care vă țin pe loc, care... posibil pentru cineva să fie o flacără geamănă aici prin viața voastră, care are multe blocaje și cele mai multe blocaje sunt din partea familiei. Familiei lor, bănuiesc. Da?
Și întâlnirea aceasta se lasă amânată sau nemanifestată. Am văzut iar 10 de monede, 4 de monede și mare preu. Dacă ține la tradiție, să ține la tradiție, să rămână cum vor ei, va veni ceva minunat în viitor. E o surpriză. Nu trebuie să știți foarte multe. Pentru că trebuie să... De ce? Pentru că trebuie să vă concentrați, în primul rând, pe lecțiile voastre, pe zidurile personale care trebuie puse în fața anumitor persoane, pe regăsirea încrederii în voi, al soarelui vostru, care a fost afectat de depresiile cuiva, de problemele cuiva, de familiile și relațiile altora. Haideți, e mișto, o să fie fain. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, ceau, ceau!